Ia că omul protestează și își cere respectarea drepturilor. Dea-mă câta oară. Bună dimineața! Iar protestați? Da. Dar pe ce, nu s-a schimbat nimic? Schimbat, ne trimis acasă încă o comisie care i-a depășit pe asta. S-a spus că eu am prezentat dati false și o să trebuia să-ți întoarc statul înapoi. Ohoho! I-am pornit ofensiva, au văzut că nu da, vă lăsați, da, o gândiți, vă intimideze. Da. Și... Eu le-am spus că ei nu se deosebească în fond cu nimic cu cei care erau pe timpul lui Stalin și măturau podurile oamenilor. Și veneau, vă zic, la om, vă zic, omul mințea, vă zic, statul, e adevărat. Dacă se iei din punct de vedere, vă zic, strict logic, nu moral, sau politic, sau mai știu cum, dar legal, strict, da. Strict, vă zic, formal, vă zic. Omul amăgeator, ori nu știu, când strângea, vă zic, niște griu, acolo în pot. Cercați la ascunde, da. La ascundea, vă zic, ca să nu moară de foame, vă zic, și pentru... Nu-i mare de foame copiii, ca să supraviețuiască. Pentru că toți cei vă zic care veneau, vă zic, din partea lui Stalin, vă zic, veneau, vă zic, nu pentru ca să supraviețuiască, dar veneau ca să obțină decorații, ca să obțină distincții din partea asta. Veneau ca să arăți cât e de buni față de stat. Apoi, vă zic, minciuna, vă zic, minciuna în ghilimele. A omului care vrea să supraviețuiască, până pe celălalt cântar, vă zic, cu dubitoșie, vă zic, stalinistul. Înțelegeți? Deci dumneavoastră recunoașteți conform legii, formal, nu meritați compensațiile nu, astea? Nu asta am spus. Nu asta am spus. Eu am spus, vă zic, că chiar și în cazul în care, vă zic, ei m-ar fi bătit, vă zic, pe singurii familii, cei și n-au dreptate, fiindcă eu am divorțat din 2007. Dar eu zic, chiar dacă ar fi, dar ei zic, locuiesc într-un apartament. Bun, dar cum să-mi part eu apartamentul ăsta? Să-l tai bucăți, ce vreți, doamne? Nu există posibilitatea reală, vă zic. Deci ei consideră că aveți gospodărie comună, da, cu soția și deci mașina ei va aparține dumneavoastră. Da, dar eu văd că noi când ne-am spărțit, vă zic că păi ei ne-au dat, vă zic că ea și-o dat la mine în cameră, aspiratorul și aveam dintre aia comune. Și aveam, vă zic, un computer care, la figurat vorbind, e din secolul 19. Adică el nici nu funcționează, trebuie să-i tragă în bubârnac, să pornească și merge 10 minute și ți-l apanduri și ce care... Da. Nu e de asta care să-l poți duce. Nici nu-l poți duce la reparat, că n-ai cum. E așa, are vreo 20 kg. Am înțeles. Și ce la vechi. Ei, dar e calculator. Da, teoretic da. Dar e ca mașină deschisă, că poți și eu pe chestia asta, de exemplu. Oho. Încercați să-l ofensați sau asta exprimă durerea dumneavoastră? Asta e părerea mea, vă zic, despre dânsul, vă zic. Fiindcă ăștia care vin, cățelușii ăștia, drepădușii ăștia care vin, dacă el nu ia măsuri, vă zic, cu dânsii, vă zic, și mă ține aici, vă zic, eu sunt de bătrân, poți zici, vă zic, mă ține aici, vă zic, atâtea zile aici, păi, el înseamnă că e una cu dânsii. El nu se despre. Dar, Mata, ești deja în fiecare dimineață la protest aici? Vreo 3 zile la nepsit, vă zic, fiindcă, vă zic, m-a chemat prietorul și două, adică. De la Buicani? La Buicani, da, domnul Mirencu. Las ca să rezolvăm, o să rezolvăm, eu o să-i chem. Toți spus, ce-o chemat? Și ești, da, ești folos, ei nu-l ascultă. El a spus, ia că aveam un caz special, trebuie de rezolvat, adică, el e invalid, și ea e invalid, adică, în caz. Cum e să puteți voi acolo, familie, două familii, oricum sunt invalid, vă zic, să ia rezolvat problema și gata, vă zic, el, adică, cum, nu s-a mai, mai intrat în toate detaliile, dar am înțeles, vă zic, în linii mari. Eu i-am spus, noi n-am făcut reparații, de 17-18 ani n-am făcut în casă, elementar. Că nu puteți, da. Că n-aveam de unde, vă. N-am de unde să-mi pun o plombă, zic, în căzut 3 luni în urmă, vă zic, și-mi voia să ia. Și în loc de să fie ca sistem social, vă zic, normal, îmi trebuie, mă, deci poate mai trebuie ceva, ia să ia. Apoi, vă zic, când, vă zic, și număr, a, ia uite, am mai găsit, vă zic, că ia să ia, ești detergent, înseamnă că are mașină, îmi spălat, hai să mai gătăm, știi. Zic, asta, zic, e stalinismul, e curat, vă, pur și simplu. Am înțeles, da. E ca are fiar de călcat. Înseamnă că are și mașină de spălat. Nu, serios, vă zic, că asta jumătate la absurd. Vă observă presa, iată, azi e ședința Consiliului Municipal. Chirtoc, nu chirtoc, ăsta... Ne miream cu răspuns la ăștia, vă zic, că erau vreo șase. Acolo, vă zic, rezolvați problema, vă zic, și dacă avem așa un caz, dacă nu... Vă zic, în alți cazuri de aici, vă zic, vedeți care e situația. Care el o mașină acolo de 20 de ani ruginită, vai de steaua ei, i-am spus. Că da, s-a cumpărat în anii înainte, 2000, s-a cumpărat o mașină. Din care curge ruginaș, care a fost reparată de 3 ori și când a reparat-o, eu n-am putut spune bani la reparație. Scoptiei nu a spus, ca de ghinișeni, că scut, mulțumesc. Adică au zis, am unde mașina, nu e a ta, dacă n-ai putut spune bani.
La modul cel mai serios. Cine-i cumpărat un legionar? Vă zic, îmi spală un legionar și ăla. Stați, că nu ne și nici ăștia. Să treci fără mașina voastră, știi? Înțelegi? Ce au găsit, vă zic, chestii de ăsta, știi? Să găță, știi? Și ăsta, se închipuie și. Dar în condițiile astea, când ziceam, e ședința Consiliului Municipal sau luni dimineața, e ședința aparatului, își vine o grămadă presă pe aici. Vă observați cineva? Vă reflectă cazul? Nici nu se uită. Colegi de breaslă, da? Snuc vă zic să-l filmeze pe chertoacă, cât el de erou național. Sau ia ca pe chertoacă să-l filmeze. Pe chertoacă, să-l filmeze. Deci presa nu te observă. Pentru binele poporului și chestii astea. Deci nu interesează chestiile astea. Dacă ar veni aici, vă zic ceva, vă zic... Ei, nu știu, dacă ar fi vreo bătaie, ceva, pentru că ar interesa asta. Vreo altercație, știi, cu astea... Spectacol, știi. Vreo spectacol, dacă s-ar... Sau chertoacă spupe pe cineva. Sau chertoacă spupe cineva, sau s-ar de primărie, sau parlamentul, sau guvernul. Ar fi interesant, da. I-ar filma, vă zic, cum arde, vă zic, cum e astea, ar povesti câți victime, chestia, ca... Asta pentru că interesează. Dacă vă zic că eu lăsat, vă zic un om, vă zic că ajutorul social, că de altfel nu e așa de mare, 270 de lei. Înțelegi? Lunar. Lunar. Uh-huh. Adică plus față de pensie, așa e de mă rog. Pensie și nu poți să vezi. Dar aici, vă zic că e ajutorul social, păi nu, pur și simplu nu l-a scos. Că zic, eu am prezentat dați false. Noi, dacă locuim într-un apartament, suntem o familie. Zic, măi, legea v-a spus, măi, clar v-a zic acolo. Că legea fondului social, legea asistenții sociale e scris, vă zic, că o familie înseamnă două sau mai multe persoane, nu știu ce acolo, și care locuiesc împreună și au un buget comun. Înțelegi? Partea asta cu buget comun trebuie cumva lămurită. Da. Păi că scrie declarații pe propriile răspundere. Ei spun că nu. Aha. Bun, zic, voi căutați date, știi? Din diferite surți, prin dracu și prin cine, și demonstrați că eu n-am buget. Că eu am un buget comun cu dânsa. Și vă băgați-vă la pușcărie. Pentru că dacă nu, cam nu, dacă nu duceți-vă voi, zic, acolo vei locul. La închisoare vei locul. Dar mai degrabă în spânzurătoare vei locul, atâți. Da. Ai devenit categoric și violent. Categoric și violent. Fără, până când o să fii dubitoși ești la putere, nu o să întoarcă nimeni înapoi în țară, între aia fără plecat. Așa trebuie nimiciți fizic, pur și simplu. Oho. Bun, dar deocamdată rămâi și protestezi singur. Criminal. Deocamdată rămâi și protestezi singur pașnic, da? Da, deocamdată rămâi și protestezi singur pașnic. Am înțeles. Corect. Mai bine așa. Când n-are nici plăcerea, vă spun, mai bine așa.